La Vama Ungheni. Da. Trebuia să primiți pachetul din Irlanda? Vă rog să ne confirmați. Dar nu ne-o trimis nimeni. Ne-o trimis un băiet, tot că a strimat. Nu știu. Deci trebuia să luați pachetul pentru un prieten. Știți ce avea el acel pachet? V-a comunicat ce trebuia să fie în acel pachet? Chipsuri, nu știu. Ce fel de chipsuri din Irlanda? Chipsuri? Bine, chipsuri au fost. Da. Altceva? Ce v-a declarat? Idei n-am. Numai ne-a spus că a trimis un pachet. Dacă îți pot să-l întâlnești. Este vorba despre un colet al unui domn pe care trebuia să-l ridicați dumneavoastră, corect? Eu n-am greit cu dânsul de o săptămână. Când ați vorbit ultima oară? De nici nu știu, vreo săptămână. Nu mă trimis, mă. Acum a ajuns la Vama Ungheni. Câte chipsuri trebuiau să fie în pachet? Idei n-am, eu trebuie să-l sun. Ce trebuia să mai fie în pachet? Nu știu nici. Deci vă informăm că în pachet au fost găsite 5 pachete de chipsuri. Da. Și în chipsuri au fost găsite 5 slimuri. Ce? Limoni. Alo. 5 slimuri. Știți despre ce este vorba? Nu. Eu cred că a avut idee persoana care le-a pus acolo. Da, cred că a avut idee, dar eu nu știu ce înseamnă asta. Când au fost desfăcute pachetele de chipsuri și verificate, pentru că a fost ceva dubios, au căzut 5 slimuri verzi, lichide, strălucitoare aurii, care se lipesc și nu se mai scot. Dar și să iese limuri, și să iese. Domnul, sunt niște chestii care se întind. Și apsiază, cleci, se întind. Idei n-am, eu nici nu i-am spus. El mi-a sunat că îi spuneți un pachet, dacă îi poți să-l dai. Pentru ce sunt aceste slimuri? Vă rog să ne explicați. Idei n-am. Pentru animale sau pentru oameni? Eu nu știu, eu am mus să-l sun și să-i spun. Și domnule, nu aveți timp să sunați pentru că sunteți complice. Sunteți complice, domnul, în această situație. Ideea este că aceste slimuri cresc. Și probleme îmi poate zice, și aveți, și cresc și nu cresc. E o idee. Trimiteți la familia lor, dar ce am eu cu nu este o situație de urgență, pentru că aceste slimuri sunt ca cum dospește pâinea. Păi este foarte dubios că miroase foarte urât. Miroase a înnăcrit. Faceți expertiză. Duceți-vă cu dânsul și oamenii. Vă dați familie. Eu știu și ce. Miroase a murături. Iată, eu nu știu și eu miroase. Și acum. Ideea este că aceste slimuri sunt foarte periculoase. Ce facem cu ele? Dar eu nu știu, nu știu. Eu să-l sun, nici nu știu ce să-l sun. Am urs în locat pe Facebook. Aruncați, dar și da. Nu, domnul, nu avem voie. Nu avem voie, domnul, pentru că aceste slimuri trebuiau să ajungă la destinație. Eu nu știu, nici nu. Eu i-am spus că să ies dacă pot. Dacă nu... Du-i lui tatu să-i trimit, n-am eu treabă. Eu am ușa-l cat să-l găsesc și las iasă, tatu, măsă și mi-are. Și s-o găsesc el pe mine să-i trimat. Mai desfacem un chips, ultimul chips, să vedem dacă acest produs mai este localizat în pachetul, ultimul pachet de chips. Pare a fi foarte periculoasă această soluție. Imediat desfacem, o să fiți martor la acest lucru. Ne permiteți? Da, ce? Aolo. Aolo.
Cine a spus? Ce e corvă? Domnul. Ce n-aud? Este... O să chem în continuare șeful, pentru că deja simt că mor. Bine, eu vă sun, am și eu alt sun pe dânsul. Spun să lămurească. Alo, bună seara. La famă, ce s-a întâmplat la dânsul? Ce ați făcut? Despre ce ați vorbit? A? Despre ce ați vorbit voi? Narcoci, nu știu acum. Simți cu narcoci, vede, mă puneți. Bună seara, domnule! Dar cine a făcut? Doamne, băi, ce-ai făcut tu din noi până acum, bă? Mi-a părut că ei chiar au pus nebuni. Dar tu ai auzit niște sunete. Eu deja nu știam, eu vreau să-mi rup pantalonii pe mine, să arăt ceva sunete, că nu știam ce sunete să fac. Mulțumesc, iar. Fiți sănătate și mai mult să nu mai fac așa ceva. Mai mult n-ați mai fac, nici vama de la un gen n-ați mai sunet. Dar nu sunet.